Aproximativ 1300 de locuri de muncă vacante în această săptămână în județul Vâlcea. Cei mai mulți angajatori caută persoane calificate în diverse domenii. Oferta include în aceste zile doar 50 de locuri de muncă pentru vâlcenii cu studii superioare și 500 de locuri de muncă pentru cei cu studii medii sau necalificate. Și în această săptămână, în baza de date Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, s-au înregistrat 141 de agenți economici din județul Vâlcea, care oferă 1284 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe locuri de muncă vacante sunt pentru muncitorii calificați, aproximativ 800 de locuri de muncă vacante, pentru persoanele cu studii superioare sunt aproximativ 50 de locuri de muncă vacante, pentru persoanele cu studii medii, liceale și post-liceale, în jur de 225 de locuri de muncă și tot atâtea locuri de muncă vacante sunt și pentru muncitorii necalificați. Multe dintre locurile de muncă sunt disponibile pe șantierele din Vâlcea, dar și în unitățile de alimentație publică din cele trei stațiuni. Locurile de muncă vacante sunt din toate domeniile ocupaționale, începând cu construcții, zidari, dulgheri, fierari, betoniști, dar și muncitori necalificați, alimentație publică, turism, comerț, deci bucătari, ospătari, ajutor bucătari, ajutor ospătari, recepționeri, cameriste, dar și muncitori necalificați. De asemenea, în servicii, în tâmplărie, tâmplar universal, fasonatori. Deci în toate domeniile ocupaționale avem locuri de muncă vacante. Vâlcenii aflați în căutarea unui loc de muncă pot consulta oferta completă la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. La finele lunii septembrie, rata șomajului a fost de 3,11% în județul Vâlcea. Din totalul de 5.061 de vâlceni înregistrați în evidențele agenției, 1.621 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 3.440 erau șomeri neindemnizați.